Salutare YouTube, sunt Aurel, sunteți pe canalul Iuna Games și începând de astăzi ne vom juca War Thunder, un joc simulator cu tankuri și cu avioane, depinde de care parte vreți să fiți. Noi vom juca cu tankuri și vom juca cu tankuri rusești. Avem aici ceva, m-am jucat puțin în afara filmării, să zic așa, și am ceva tankuri descoperite aici la research. Puteți vedea ce am descoperit eu până acum. Am descoperit T26 4 și BT7 și sunt în curs de descoperit celelalte tankuri cu punctele din misiuni. Hai să începem o bătălie totuși. Ash River, o hartă destul de bună care îmi place. Celelalte hărți sunt cam două bătăi de cap, dar asta sper să fac un meci bun aici. Ideea jocului este simplă, asemănător ca la Counter, trebuie să ocupi punctul ăsta A, bine acolo să pune o bombă, aici trebuie să o cucerești și să-l apri. Vom intra în luptă cu cel mai bun tank BT7 și echipajul destul de bunicel, are aici 5. Cel mai bun echipaj este aici, dar în schimb tankul este puțin mai slăbuț. Bun, hai să începem totuși bătălia, dă-te-mă la o parte. Toți ăștia de aici sunt jucători și ne vom îndrepta către punctul A, care este undeva în stânga mea. Trebuie să distrugem tankurile inamice. Bine, prima fază a misiunii este simplă. Ajungem în punctul A și îl cucerim. După aceea trebuie să-l apărăm de invazia celorlalte tankuri. Băi, tu de ce e așa ca? Nu de turna. Hai. Ideea este ca și la Counter trebuie să știi pe unde să aștepți, pe unde vin celelalte tankuri, să ai o poziție bună, să ai echipajul destul de bun să încarce repede și să tragă repede. Și după aceea este și de noroc. Am pățit la harta asta, mi-au venit 3 tankuri unul după altul, pe sub un pod, pe toate 3 le-am căpăcit. Am pățit și invers să mă omoare unul din prima. Vedem. Deja acolo este un tank. L-am văzut. Nu prea e bine să stai pe loc în jocul ăsta, dacă să tragi la început ai nevoie de treaba asta. Uite, acolo e un tank. Dacă s-ar mișca puțin. Totuși, nu suntem în poziția care trebuie. A început, uite acolo un tank. O, din prima, fratele meu. Frână, frână, frână. Uite aici, a jos un tank. Aoleu, sunt pus bine în poziție butonul. Uite, unul jos acolo, sunt noi, da. Băi, deja am început bine tare meciul ăsta. Uite, s-a ricoșat din asta, dar l-am lovit. Cineva trage din mine, nu e bine să stau aici. Uite, deja asta aici. Ca la Counter trebuie să ai și echipa bună să te apere, ceea ce nu fac ăștia pe aici, pe lângă mine. I-am dat aolo și m-a atins pe mine, a trebuit să fug puțin din zona asta. Sunt destul de avariat, să vede și pe stânga. Nu mai am țintă, ok. Hai mă, îndreaptă tankul mare pe... L-am lovit, problema e că mai am unul în stânga, mai era unul aici sus. Trebuie să aștept să se repare tankul, am probleme. Dar putem chema artileria. Hai să arătăm pe hartă unde să tragă cu turnul. Dă-te-mă să tragă în asta. Bă, ăla stă destul de pite de acolo. Hai să ne uităm pe partea asta, arată că ăștia mai atacă și pe partea asta pe aici. Uite unul chiar în fața noastră, ia să vedem că putem să nimerim. O, sunt mai multe acolo. L-am nimerit, dar nu l-am... Ăsta i-am dat destul de bine. Hai mă, încarcă-te să dau ăsta. Și lui ăsta i-am dat. Le-am, uite, am dat asisturi pentru că e... Asta l-am nimerit din prima, hai să dau și lui ăsta una. Hai, încarcă-te, încarcă-te!
Bă, vă spuneam eu că harta asta îmi place foarte mult. Bă, dar ce tank ai tu, mă? O, cineva a comandat o artilerie din partea aia cealaltă. O, uite ce am dat-o la umbră. Contează să ai și tankul bun, dar de asemenea să ai și echipajul destul de bun, să se încarce foarte repede. Cineva trage în mine. Opa! Mi-a omorât comandatul de tank sau ceva de genul. De ce ne apare simbolul ăsta jos? Ce se întâmplă? Se e pe vreunul rănit? Văd că nu mă pot nici pica de aici. Dar nu mai bine că trag... A, uite ce am luat pe asta. Dacă se încarcă și un pleacă de pe loc... Mă, pe aici nu mai vin băieții, nu? Putem să ne batem de aici de sus. Oricum, bara aia de sus stă destul de bine. Ideea este că, de exemplu, dacă apăsăm 7 acum, ne putem muta pe avioane, dar deocamdată nu vrem. Vrem cu tank. Dacă luam pe datul meu de aici, eram șmecher de șmecher, dar uite aici unul la umbră, care a plecat înainte să pozeze cu un obuz. L-am nimerit, dar nu l-am avutat. Mai mă, îi dau... A, bine că dau asisturi. Ceea ce contează și asta în economia jocului și în puncte. Hai, încă o dată. Hai, mă, de ce nu vrei să mor tot când... O fac să consum obuz de pe tine aici. Bine că luăm puncte cu, și cu hiturile astea. N-am văzut pe ăștia că vin. Hai să ne uităm că trei totuși. Ouăleu, ce mi-a dat-o ăla și-a luat foc. Am instinctoare, dar trebuie să te vulnerabil la atacuri. Vă spuneam eu de echipă, contează foarte mult dacă cineva te apără pe aici, în zonă. Ceea ce nu s-a întâmplat. Tankul meu e destul de avariat, dar uite că vine unul aici sus, poate pot să-l iau un... cât repare eu tankul, nu pot pleca de pe loc. Bă, și le-au lovit tot. Cred că gata. Bă, 7 tankuri distruse, 3 asisturi, 2700 puncte, deci sunt tare pentru treaba asta. Vom intra cu al doilea tank în luptă. Cu ăsta care e echipajul cel mai experimentat, dar este tankul puțin mai slăbuț. Sper să fac atât de multe puncte ca a făcut prima. Tu ce faci, mă, aici? Te bați cu ăsta? Ia uite, în prima i-am dat. Păi, cred că este cel mai bun match al meu, nu exagerez, de când joc eu ăsta. Pentru că n-am omorât așa de multe tankuri. Bine, recund după că au fost 9 tankuri. Vedeți și voi că jocul ăsta, cum îi spune, tankul ăsta merge destul de încet. Nu e problemă. Bă, dar unde mă duc eu? Să mă duc de la bază, dar nu... Oricum câștigăm meciul ăsta, bara roșie deja este foarte mică, în schimb noi avem foarte multe tankuri încă în luptă. Eu ce fac ăștia? Păi, ăștia nu o să se bată, ei se împing unul pe altul. Aici, în stânga, zice mie că ar fi un tank. Să fii puțin atent și la aviație, totuși, că... Ușor, ușor. Uite-l. Problema este să vedem dacă am dat... am luat dimers. Bine, mă, că te-ai pus tu cu tankul, mă. Avem aici o treabă de rezolvat și s-a pus ăla. Unde... m-a văzut. Hai să o iau ușor. Asta e puțin greu la început cu tankurile astea care... Uite-o, mă, aici. O să trag din mers așa. Și mai sunt. Aoleo, ce e aici, frate? Acum a dat avion. Nu. Bă, totuși am distrus un tank și cu ăsta. Hai să intrăm și cu al treilea tank. Dacă mai apucăm, pentru că vom intra cu ăsta.
Ideea este că putem folosi doar 3 tankuri. La treaba asta, uite-o pe ăsta vine vigilios. I-am dat din mers așa, dar să vedem să mă văd după el. Adevărul că la bătălie de aproape, dacă nu ai echipajul bun, nu faci mai lucru și nici tankul dacă nu o trage repede și nu știu cum. Uite că fac eu acum o tur cam hazardat și mă lovește. Ah, de timp am tăcut. Băi, am tăiat pe primul loc. Deci sunt bun. Glumesc. Vă spus, este o hartă care îmi place foarte mult. Ash River ăsta este super tare ca hartă. Ia uite, locotenent Aurel, pe primul loc. Deja am luat la puncte pe aici, o să deblochez urmă de chestii, medalii, tot ce cuprinde. Mi-a dat și skin-uri. Camuflaj. Și o să pun... O să-mi pun camuflaj? Nu trebuie. Ia să vedem. Customization. Păi și unde sunt alea? Astea sunt mai mulțoaie, e nebunea. Camuflaj, aici. Astea sunt cu bani. Păi și cum pot folosi... Mai dă ceva acolo de camuflaj, dar nu știu. Nu știu cum să folosesc. O să mă... Astea sunt cu bani. Adică sunt cu vulturi din astea de sus. Pe care îi poți cumpăra dacă ai cont premium sau dacă... A, uite aici. Inventar. Item shop. Asta nu... Mai e prima decât le văd pe astea. Astea că le pot activa să-ți faci mai multe... Să dea multe premii. Păi și... Nu înțeleg cum s-au dus... O să mă uit în afara filmării. Astea se pot pune și gratuit. Deci intri aici și îți alegi astea care nu sunt cu bani. Deci îți dă... Fel și fel de nebunile de astea. Dar... Uite, pentru primul cont. Eu nu am cont premium, am spus l-am luat gratuit de pe Steam și joc acolo. Avem timp de bătălie, hai să mai începem bătălie totuși. Nu știu dacă o să fiu așa de bun ca în prima. Dar încercăm totuși. Hai să intrăm în bătălie. Să se încarce, să vedem ce hartă ne dă. Dacă ne dă Polonia, cam complicat și acolo cu Polonia. Dar până acum e bine. Deci cu locul întâi acolo, mi-a cam spat un pic rușinea cu jocul ăsta cu shootere, adică mă refer la Counter-Strike. Asta e Counter-Strike cu tankuri. Se poate juca și în cameră. Am urmărit jocul ăsta cât a fost plecat, am fost puțin plecat într-o delegație și am urmărit jocul ăsta pe canal la Gabriela Nicăi. O să găsiți în descrierea videoclipului link-ul către canalul lui. Joacă foarte mult War Thunder și face live-uri fiecare seară cu jocul ăsta. Și el face și camere de jocuri în care poți să joci și cam 32 de jucători. Deci o să găsiți în descrierea videoclipului canalul lui. Este un tip foarte de treabă, este un băiat plecat din România cu soția împreună undeva în Italia. Un canal de foarte bun simț, de foarte bun simț canalul lui și chiar încurajează treaba asta. Bun, hai să începem bătălia. O hartă care nu prea îmi place mie, dar o să încercăm să scoatem cât putem din harta asta. Deja se trage punctul A, e undeva în față. Punctul A este undeva sus pe deal, într-o fostă cetate, ceva de genul ăsta, între ruine, de cetăți. Ciudat tare ca așezare harta asta, este foarte mult câmp deschis și te poate lovi orice o secundă un obuz de la un tank inamic, dar sperăm să nu am problema asta în harta asta, dar totuși încercăm să vedem ce reușim. Problema este că tankul trebuie să stea, bă, acum am început cu tankul mai slab, cu aș mai bun, în sfârșit.
A, și n-am făcut o chestie, acum m-am dat drepte cu vorba și cu astea trebuie, am câștigat experiențe cu tankul respectiv să îmi fac un pic de skill-uri la echipaj. O să vă arăt în încheierea acestui videoclip, după ce trebuie bătălia asta. Sper să nu termin înainte de termen, adică să nu moară cele trei tankuri. Deja acolo se prefigurează la el în fața mea, nu știu dacă pot să numesc că pot. Dar deja a cucerit zona și trebuie să o apărăm. Deja s-au pus băieții în poziție. Și mai e un put acolo sus pe deal. Uite, deja tankul de vin. Păi, din prima l-am luat pe ăsta. Uite, vine unul aici, vine unul cu viteză. L-am ratat, aia, poate de altul. A, deja la meditată. Uite altul în fața noastră. Din prima l-am luat și pe băiat. Bă, se pare că mă vorbesc mai bine în timpul filmării decât în afara filmării. Acum depinde și de echipă. Și a noastră și a lor. Pentru că exact ca la Counter, dacă ai jucători buni, poți să bați. Dacă ai jucători slabi, poți să pierzi. Chiar dacă tu, să zic așa, ești bun. Acum, nu dau eu sfaturi în Counter, pentru că chiar nu mă pricep la... Nu sunt chiar expert acolo. Dar totuși, la asta mă pricep totuși un pic. Ați văzut și prima bătălie. Problema este că au chemat, cred că, artileria. Sau au plecat cu avioane. Oh. Hai, încarcă. I-am dat... nu prea stau bine aici. Hai că pe primul l-am rezolvat. Oh, a fost artileria. Ceea ce nu e bine. Da, să bucură ăștia mei când îi nimeresc. Și eu mă bucur când îi nimeresc, pentru că câștigăm. Bă, te-ai pus cu tankul chiar când lasem pe ăla în ținte ca lumea. Ușor. Ce m-a omorât? N-a fost atent în asta. Da, totuși e bine. 41 kill assist. E bine tare. Hai să începem cu cel mai bun tank, dacă echipajul mai puțin pregătit, dar... Să mergem pe băieți. Probabil că episodul ăsta o să dureze puțin mai mult decât v-am obișnuit pe voi, cu 20 de minute cele reglementare, dar sper să termin bătălia asta. Uite acolo sus unul, uite acolo sus unul, uite acolo sus unul. Să bate cu unul. Să-l ajutăm pe... Las pe colegul să-l înălmăcească. Pentru că avem de apărat zona. Zona A, vedeți că este cu albastru, deja e cucerită și trebuie să o protejăm. Ușor. Opa! Aoleu, ce vechea problemă când fac așa ceva. Nu pot să trag din mers. Deși tankurile astea noastre, astea tankurile noastre, din timpul nostru, acum sunt mult mai... Unde ești tu? Au chemat aviația. Hai, ce mă disperă. Bine, și-aș făcut la fel. De ce să... Hai să totuși să... Lasă de nasol că stai în zona asta, acum o să bombardeze... Ia, haide-mă pe ei. Nu prea e bine să te duci pe ei în zona asta, pentru că am spus aici când deschis. Bă, măcar dau un assist dacă nu îl numeresc eu. Bă, dar asta e că poți să mă stare, fratele. Am avut o coadă de avion aici. Mișto la grafică. Grafica e super tare la jocul ăsta. Uite că am luat un kill assist. Bă, nu prea stau bine pe aici.
Da, totuși. Mai bine să-mi fac asta. Aici am văzut că veneau, pentru că în zona, opa, în stânga, vine... Sunt pe acolo, pe sus sunt. Mai lași pe acolo, de sus zona. Uite, pot să mă duc și cu avionul. Misiunea este îndeplinită, a trebuit să primim multe puncte. Păi, am făcut două meciuri bune. Uite, acolo sus vine, unul vigilios. Dacă nu mă incomodează vreunul, să-l iau eu repede în... Unde mai sunt ăștia? Uite-l acolo pe deal. De pe un deal apare un tank. A, deja s-au dus cu avioanele pe el. Și-o l-am luat din mers. Hai, încarcă, 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 că vine ăsta. Bă, dar ăsta e șmecher tare, frate. Fii atent ce face ăsta aici. Deci ăsta e kamikaze. Ei se trage una poponeț. Noi după el. A, deja e variat. Dar tot nu moare. Mai ești culmea. Ce vrei să-ți fac? Spun bombe, îl subtind, face. Gata, frate. Bă, am ieșit pe locul 3 aici, cu... Ai puțin de tankuri de ce-i drept. Da, cam asta a fost. Hai să vă arăt repede și cum să face upgrade la echipaj, cum să cresc skill-urile. Locotenentul Aurel a ieșit pe locul 3. Ceea ce e bine, și aici puncte ceva medalii. Aici jos mi-a spus ce mi-a deblocat. Ia să vedem. Ah, mi-a descoperit un tank? Da, T-60 am descoperit. Și o să-l punem în locul cui? În locul Lauda de rezervă. Și văd cum mut eu după aceea tankul, să-l vedem cum arată. A, și uite, mai am și puncte de descoperit. Hai să luăm așa în ordine frumos să-l facem pe ăsta. Acum, nu știu cât o să joc cu el, dar... Și în timp ce câștigăm lupte, tankul acela să descoperi. Deci ăsta l-am adus eu acum. Ia să-i facem customization. Și arată tankul ăsta. Destul de simpatic. Bun, hai să vă arăt repede asta ca să nu mai mă lungim. Deci, să luăm cu primul ăsta a fost aici, crew, echipaj. Și așa deja avem puncte, 32 de puncte și putem pune la fiecare câte ceva, de exemplu la viziune, la asta viziune, la vizorul, la punctul, la chestia, să vadă la mai repede, mai ușor, nu știu, agilitate. Hai să pun la, asta. La încărcare la tank și la comandant, leadership și la GT-ul ăsta. Bun, am pus aceste doi pentru ca să mă ajute la licența în luptă. Problema este că de regulă mai pun aici la field repair pentru ca să stau poate puțin pe câmp. Deci asta era și parcă la ăsta, măi, la BT, da. Și asta am făcut pentru că am făcut foarte multe puncte, 49 de puncte, pentru că am lovit multe tankuri. Ce puțin în prima la bătălie. Și aici am să punem și aici la comandant. Asta e capul răutăților. La agility. Și la tunar. Tot la agility bun. Și la driver tot la agility bun. Bun. Și în momentul ăsta a trebuit să-mi crească levelul. Deja am level 9 aici, level 7 la echipaj. Echipajele sunt mai perfecționate decât înainte. Bun, dacă v-a plăcut acest episod, o să urmeze o grămadă de episoade pe jocul ăsta, pentru că îmi place. Încă o dată vă amintesc de canalul lui Gabriel Anicăi, nu că îi fac eu promovare, am stat de vorbă foarte mult live-urile lui, îmi place cum joacă War Thunder, îmi place de asemenea canalului pentru că încurajează bunul simț pe care și eu îl încurajez. Deci, dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like. De asemenea, vă invit să vă abonați la canalul meu dacă v-a plăcut. Până data viitoare, vă urez un sincer salut!